gitară bass. Astăzi într-un moment de mare finețe, pentru că este un băiat fin, a mărturisit următorul lucru în ungurește. Dar o să mă traduc eu ce a zis. A zis: soția mea este o comoară. Mă duc să o îngrop. N-are o pată. Dați-mi voie să vi-l prezint la clape. Cel mai tânăr din secția ritmică este vorba de domnul Alex Borșan Câm. Vă rog să-l aplaudați mai tare decât pe ceilalți. Pentru că anul acesta, marele și interesantul Câm se va însura. Da, se va însura. El în august și ea în octombrie. Vă urez casă de piatră și copii la fel. Iată-l aici pe Ciprian Pârciu, trombon gras. De soția lui n-am voie să zic nimic. Am zis odată și n-am mai cântat două luni. Dați-mi voie, ce faci? Cânt la pepene, ce faci? Dați-mi voie să vi-l prezint pe Ionel Lazar. La pepene și trompetă. Ionel, vino în față să te vadă oamenii, că și așa e întuneric acolo și tu ești gras și da. Ionel Lazar, soția lui este puțin mai în forță decât tine și el, drăguț cum e, că te-a întrebat, nu, că mi-ai povestit dacă s-a îngrășat și el a zis, nu, știți, corpul uman conține 75% apă, deci nu te-ai îngrășat, ești doar inundată. Și astăzi, de când i-a spus, doarme la voi în gara Râmnicu Vâlcea. Dați-mi voie să vi-l prezint și pe doctorul C. Este Rudy Bloch. Aplaudați-l. El dă tonul la feta. Fără el n-aveți nicio șansă. Rudy Bloch, soția lui, mi-a povestit astăzi, este neprețuită. Dar pe el costă al dracului de mult. Și cele trei doamne, Raluca Stoica, Alina, Anușca și Mihaela Stanciu. Trebuie să mă duc mâine la școală. Despre soțiile lor n-am ce să spun absolut nimic. Și pentru că am glumit cu ai mei și cu voi, vreau să vă cânt o piesă acum, o piesă de-a mea scrisă acum 2 ani, cred, în timpul pandemiei sau ce mai v-a fost. Acum 2 ani, e o piesă de dragoste. Și tot ce am spus acum, de fapt, este invers. Pentru că acest cântec este despre cei care au știut să păstreze o legătură după ani și ani. Și cântecul se numește 4 zile. Oriunde mergem în țara asta, toată lumea îl cântă, pentru că este extrem de cantabil. O să aveți și textul pe ecrane, dar e foarte simplu. Se spune așa, doi oameni s-au întâlnit și în 4 zile viața lor s-a schimbat. Refrenul sună în felul următor. Luni ne-am întâlnit, marți ne-am logodit, miercuri ne-am certat, joi i-am dat inelul și ne-am luat. Frumos, patru da, zile. Original. Am auzit că atunci a lansat. Da, pandemie, păi zice, da. Avem nevoie de degețele voastre.